plăcerile pentru dumneavoastră și colegii dumneavoastră din serviciu. Și domnului Matei să-i urăm mult succes în continuare și îi transmitem că suntem alături, indiferent de situație. Țin să mulțumesc în mod special tuturor serviciilor din prefectură, pentru că fără o colaborare cu restul serviciilor, resursele umane, compartimentul juridic, compartimentul cu presa, secretariatul, compartimentul informatic și așa mai departe, n-am fi putut realiza ceea ce s-a realizat la Brașov. Mi se datorează doar punerea la lucru. Am găsit un colectiv extraordinar de bine pregătit, au răspuns la comenzile și la cererile mele imediat și necondiționat. Sigur că da, în aceeași măsură, domnul prefect a înțeles să recompenseze, dar numai dânsul și direcția. Vreau să spun că anul trecut, toți cei trei subofițeri care au fost propuși pentru avansare înainte de termen, au fost și avansați. Sigur că am avut justificarea, faptul că am urcat de pe ultimul loc, pe locul 2, la final de an. Țin să vă mulțumesc dumneavoastră, reprezentanților mass media, pentru că și din partea unora dintre dumneavoastră am primit sesizări, informații, pe unele le-am luat în considerare, unele chiar am implementat ca soluții, inclusiv de la cetățeni, și sigur că de atunci când există colaborare, există bunăvoință, există și pricepere, lucrurile pot merge înainte. Deci, în primul rând, trebuie să vă precizez un lucru. Când am venit aici, am găsit o stare de fapt și ne amintim cu toții perioada dificilă prin care au trecut cetățenii stând la cozi și așteptând să li se rezolve problema cu zilele, cu lunile, iar obiectivul meu a fost să rezolv această chestiune nu în timp, ci rapid. Am găsit această soluție de a-l aduce la Brașov pe domnul comisar Șomlea. L-am rugat să-mi prezinte câțiva pași legați de managementul pe care dorește să-l implementeze și l-am susținut cu tot ceea ce am putut ca să schimbăm situația de fapt de la acel moment. Cetățenii județului Brașov merită să trăiască mai bine, iar obligația noastră a celor din administrație este să venim în sprijinul dumnealor și să le oferim serviciile cele mai bune. Lucru pe care l-am și făcut. Acesta a fost obiectivul meu, mi l-am îndeplinit cu ajutorul acestor oameni. Pentru că, dincolo de șeful serviciului, sunt și oamenii din serviciul respectiv care sunt niște profesioniști desăvârșiți. Eu am identificat problema și am rezolvat-o așa cum am știut mai bine. Pentru un nivel mai bun de servicii oferite populației. Comisar de Poliție Matei Marian Victor sunt. Îmi revine sarcina dificilă de a continua proiectele începute de domnul Șomlea, dar îi mulțumesc pe această cale domnului prefect, mulțumesc pentru această cale conducerii Direcției Regim Permise de Conducere, că a avut încredere în mine pentru a continua proiectele începute. Probabil săptămâna viitoare vă vom prezenta un plan de continuare a acestor activități. Trebuie să discutăm împreună cu instituția prefectului. Nu mă pot hazarda acum de a vă spune care sunt obiectivele, dar unul din obiectivul principal este cel de deservirea promptă a cetățenilor și deja lucrurile începute de domnul Șomlea au prin programările online o activitate foarte bună și se reflectă în serviciile aduse cetățenilor. Aveți un anume proiect pe care vreți să vă implementați? Trebuie discutat cu domnul prefect, trebuie discutat cu conducerea direcției și în funcție de ce se hotărăște vă pot prezenta lucrurile. Nu mă pot hazarda, am ceva, dar nu mă pot hazarda acum în acest moment să vă spun 100% dacă este și realizat. E posibil să nu fie realizat.